discutat cu doamna Lipă astăzi... Cui trebuie să plătiți 21.000 de euro? Plus TVA. Plus TVA. Cui? Complexului Sportiv Național. Și Complexul Sportiv Național aparține? Statului Român. Păi Agenției Naționale și pentru Sport Națională și Statele. Plătește banii acest, adică da. Statului din Român. Din punctul nostru de vedere este ce, nu ceva avem ilegal. Interesul să ne promovăm sportivii români pe un stadion a cărui proprietate se află în litigiu. Este un director, este un director care a dat niște decizii clare, da, prin care a pus aceste sume care pentru noi sunt exorbitante. Sunt înrobitoare. Păi nu este normal. De și n-aș putea... sportiv de performanță în România? Dar n-aș putea să plătesc 25.000 de euro când eu uneori nu am bani să-mi duc niște echipe naționale la niște campionate europene la care copiii de under 16, 18 și 20 se califică. E înrobitor, e anormal. Așa se întâmplă și nu putem să facem lucrul ăsta. Am înțeles, dacă îl tratăm ca un business, dacă sunt poate echipe de fotbal particular,